găsit, dragi telespectatori, din nou din platoul TVR Cluj, alături de domnul ministru Andrei Marga. Bună ziua, domnule ministru, suntem Bun. după o caravană, zic eu, foarte interesantă, românia Israel. Și dumneavoastră veți avea parte, ați avut parte și până acum de ediții speciale pe care le-am transmis în direct de acolo și avem și câteva surprize pe care le mai ținem pentru săptămânile care urmează, inclusiv o ediție specială, Alături de profesorul Andrei Marga de la Ierusalim. Dacă ar trebui foarte pe scurt să punctați rolul acestei și importanța acestei caravane, ce ați spune la prima strigare, domnule ministru? La prima strigare, este clar că orice om vede altfel lumea după ce vizitează Statele Unite, după ce vizitează China și după ce vizitează Israelul și Germania, cred că aceste patru. Orice călătorie în acestea îți împrospătează cunoștințe, dar îți dă niște repere. Încotro merge această lume? Israelul, cu siguranță, este un loc unde poți percepe. Poți deci, ceea ce am văzut acolo a fost fantastic. Poți percepe încotro merge lumea. Aceasta pentru că Israelul este și el un contributor de mare forță, de mare pondere la. Ideile care se vehiculează la ideile noi care se lansează în lume. Deci, asta e primul meu gând. Îți dai seama mai bine, vizitând Israelul, cum arată lumea și, și cam ce ce, și cam de, ce bine. Tot ce ține de capitolul tehnologie, inovație, am văzut la fața locului uh, și până acum din poveștile știam uh, mai mulți din. M dacă tânării... e să aducem la două cuvinte uh, ce face Israelul, unul pune accent pe inovație și doi pune accent pe construcție. Așa este. Acum a Israelul... se construiește peste tot. Se construiește peste tot și se modifică munți. În sensul că pe munți apar autostrăzi, apar cartiere, În sensul apar strict multe. al cuvântului, da. da așa exact. Deci asta Dar... Este. Între timp, până am fost cu și caravana... Și ca să lămurim spre că mulți se tem, E cea mai sigură țară din lume socotită la această oră. Da. Până am fost noi acolo, după ce am revenit, iată, au trecut câteva zile bune, dar nu avem cum să nu ne preocupăm de tot ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în țara noastră, în Europa. Priada noastră de astăzi, România, Europa, viitorul, are un subcapitol aparte pe care ni l propuneți astăzi, domnule ministru, vizavi de, de fierberea aceasta cu, cu un nou raport MCV. Acest MCV care n-am cum să-i spun altfel, din când în când apare ca un baubau din neant. Din, din păcate, din nou a apărut acest MCV, care cred că, dacă întrebăm populația României, prea puțin, inclusiv politicienilor să ne dea uh, răspunsuri evazive. Da, MCV, prescurtarea de la mecanismul de cooperare și verificare, a fost adoptat de fapt în 2006, în contextul pregătirii, intrării în Uniunea Europeană a României și Bulgariei. El este prevăzut doar pentru aceste două țări. Sigur, a fost un compromis atunci, și anume, s-a că România nu e pregătită încă de Uniunea Europeană, ceea ce era deja atunci discutabil, dar hai să admitem că așa este. Uh, doi, uh, nu s-a acceptat uh, altfel decât cu o declarație oficială a României, adică semnată de oficialii români, că vor urmări în continuare transparentizarea, cum se spune în document al justiției, vor urmări în continuare combaterea corupției mari. La corupția mare se referă MCV-ul. Deci e un document, nici nu e mare, se pot vedea, sunt patru puncte, nu vreau acum să consum minutele cu acest, dar în esență la aceasta se referă. Sigur, MCBU urma să fie pasager, să treacă un timp și să fie ridicat. Din nefericire s-a ajuns la stabilizarea lui pentru mulți ani, iar acum, recent, se vorbește de stabilizarea lui pentru încă o perioadă, ori. Și chiar el va trece, da, așa cum arată lucrurile, except în situația în care se negociază din nou, ceva mai adânc, va trece și peste faptul că România va fi președinta Consiliului European, șase luni, cum este președinția rotativă. Dar să revenim ca să lămurim, <coughs> sigur, nu e un secret pentru noi, că cetățeni români, că a rămas corupție în țară și eu spun mereu, corupția e mai mare decât de când e MCV-ul și de când e lupta contra corupție, cum s-a spus. Corupția mică, corupția mijlocie s-au lățit, dar este clar că transparentizarea justiției merge foarte greu. S-au scos protocoalele la Iveală, s-au scos și multe. Se mai scot? Încă nu scoase toate, încă nu sunt luate măsuri. Deci, scurt, justiția românească trebuie transformată profund. S-a adoptat ceva din reforma justiției, foarte bine că s-a adoptat, dar mai e încă mult de adoptat pentru că trebuie schimbat. Da? Eu for sunt forțe care se opun oricărei schimbări, ori este o eroare enormă, ele își satisfac interesele, dar țara aceasta pierde, să o spunem clar. Și atunci, și să închei repede, acum, asta e părerea mea, era timpul să se renunțe la NCV dintr-un motiv principal, dacă nu se vrea altfel. 1. În, nici într-o țară nu poți interveni în Constituția și politicele ei. Constituția a fost compatibilizată de la început. Politicile ei sunt politice ei. Pot să mergi să cer să facem convergențe, să, să facem o cooperare în materie, dar nu poți, ceea ce cere acest raport MCV de care discutăm, să cere aberații de felul următor. Opriți adoptarea legislației. Modificați legislația adoptată. Aici este vorba o, și o, de suveranitatea opriți, unui țăr, nu? Opriți, opriți demiterea Procurorului General. Trebuie demis mai mulți decât Procurorul General, să fim foarte clari. Ei nu sunt calificați pentru rolurile pe care le dețin, dar aceasta e o altă treabă. Deci, aici e o chestiune de suveranitate în sensul următor. Este clar că, prin tratatul de aderare, renunț la suveranitate, la ceva din ea, dar renunți în forma unei suveranități dacă vrem, cooperative, nu în sensul că vine cineva și intervine să-ți spune ce să faci. Deci e o, e o distinție destul de rafinată, care, pe care ai noștri nu o fac, nu o face de multe ori nici de dezbaterea publică din România, dar trebuie spus clar. Să punem o întrebare simplă. Intervine cineva în legislația franceză? Intervine cineva în cea germană? Nu-i voie. le pun eu de fiecare păi dată? Da, nu-i voie și aici trebuie să spunem și Polonia și Ungaria au reacționat pe drept. După aceea, ce s-a întâmplat acolo, nu analizăm acum, putem să analizăm cu, observând ce e pozitiv, ceea ce este negativ, dar trebuie spus, nu-i voie, nu e, nu e nicio îndrituire. Întrebarea mea, domnule ministru, această apariție, reapariție a tematicii cu MCV-ul este oare în, în, în legătură cu lupta electorală a marilor partide dacă stăm și ne gândim anul viitor în primăvară ne așteaptă alegeri europarlamentare din nou în anii precedenți așa cum am observat cred că nu numai eu și alții nu era un accent atât de mare pus pe aceste alegeri în special la noi la noi cele mai importante, cele care aveau o miză și mai mare erau cele uh, generale, parlamentare și, bineînțeles, cele locale. Acum pare să că această campanie a marilor familii politice europene uh, se folosesc, uh, inclusiv de România, ca și de un cal de bătaie. Ma, cu siguranță, uh, MCV-ul pentru România și Bulgaria, așa cum s-a raportat, recent, este legat și de bătălia curentelor politice europene. Acum aici trebuie spuse două lucruri. Unu, guvernarea europeană a popularilor se vede bine că duce la un eșec în sensul că apar mișcări antisistem tot mai mari. Să ne înțelegem, ultimii 10 ani, Parlamentul European, cred că 10 ani, n-am să o foarte exact, cred că 10 ani, e dominat de populari, da. popularii, din păcate nu mai sunt creștini democrați cum erau la origine, mulți sunt populari ceea ce înseamnă cu totul altceva dar trecem peste acest aspect popularea guverna, dar să ne uităm în Italia guvernează o mișcare antisistem, în Spania e foarte puternică, în Germania alternative F.I. Deutschland urcă deci, mai discutăm și în țările acestea Urcă cum, cum în e România. Germania, Angela Merkel coboară, hai să spunem așa. O să așa. vedem. O să vedem. O deci se vede. să vedem. Deci, guvernarea aceasta a produs aceste mișcări. Doi, socialdemocrația în Europa are o problemă de clarificare, de, de, de elaborarea noi viziuni. Ea trebuie să se adapteze la, mai ales la globalizare și la digitalizare. Sunt două probleme foarte grele pe agenda. Să fim clar, doctrina social-democrată trebuie adusă la zi în raport cel puțin cu aceste două fenomene. Sunt și altele, desigur. Și atunci e clar că bătălia e mai acută, pe, cum ați observat, pe un dat e mai acută ca înainte, pentru că cele două, sigur, sunt importante pe scena europeană, în definitiv nu se va putea guverna fără creștin democrație și fără, uh, soci fără socialdemocrați, pe de altă parte, ele au problemele care se, uh, se cunosc. Din acest motiv e o acutizare. Mă sigur, în România aș mai adăuga sigur un element care nu l-am spus până în acest moment, uh, în discuția noastră. Uh, Sunt mari presiuni din țară ca MCV-ul să arate într-un fel sau altul. Aceasta România din nefericire și-a creat, și -a creat, a apărut pe terenul României un curent de inși care vor să se pună mai bine, să pune bine în afară ca să se poată conta înăuntru. Acești tinși ajung să formeze textele MCV-ului, dacă vreți, reacția mea la MCV a fost de mult, dacă vreți și când la misiune de externe, chiar dacă n-am exprimat-o așa de uh, energică acum, a fost și pentru că știam bine cine face textul MCV-ului. Din nefericire, în birourile Comisiei Europene nu prea ai timp de România. Acolo sunt interese mai mari și atunci se lasă la tot felul de inși din România să facă aceste lucruri. Asta o știu de la. Inși care se află acolo, la fața locului. Adică... Da, sau mai pleacă și de aici. O știu de la o persoană care conduce a Parlamentul European. O știu personal cine face aceste lucruri. Dar nu aceasta e important, ci important de efectul. Și anume, România este ținută cu MCV-ul la presiunea unor cercuri românești, din nefericire. Bun, acest MCV, ce rol are în tot ce înseamnă viitorul României? Adică, adică cum poate influența inclusiv viitoarele fonduri finanțări europene, viitoarele relaționării cu restul statelor europene? Pentru că lumea, omul de rând se întreabă. Bine, există acest MCV, o monitorizare, da? Dar dacă iese un MCV, din când în când cât de cât negativ pentru, cu privire la țara noastră, care sunt consecințele? De da, tot. principial nu au legătură finanțările cu MCV-ul. Deci nu există reglementări al Uniunii Europene care să spună întrucât stați rău la MCV, vă tem din foduri. Nu există asta. Însă, sigur, depinde de opțiunile Comisiei Europene. Depinde cine e șeful Comisiei Europene. Depinde cine sunt comisarii responsabili. Deci aici este problema. Deci o evaluare negativă pe MCV te poate trezi pus în mâna unor funcționari, chiar ca Juncker, care pot lua niște decizii. Aceasta este adevărat. Acum, aici aș spune foarte franc. Din nefericire, Uniunea Europeană nu mai este cea din 1993, când în fața ei era o singură problemă dezvoltarea sau chiar în mod exact creșterea economică, acum Uniunea Europeană e plină de probleme. Și ea e plină de probleme, aș spune, foarte responsabil și pentru că în fruntea ei sunt oameni care nu sunt pentru proiectul european, o spun cu toată energia. E o diferență între Romano Prodi, Jacques Delors, oameni cu viziune, oameni înțelepți, oameni care nu se repezeau în măsuri cum se repede acești doi, Juncker și Timmermans, dar acum suntem în mâna unor oameni care, sigur, ei vin din sfera afacerilor, sunt dependenți de cercuri de afaceri, cercuri de afaceri interesante, nu din țările mari ale Uniunii Europene, ci din țările micuțe, dar care sunt foarte dinamice în a căuta resurse. Diferă foarte mult social-democrația europeană de cea din România, adică vorbesc concret. Foarte mulți jurnaliști și acei, acele personaje obscure despre care ați pomenit și dumneavoastră, care lucrează pe drepturi de autor, probabil, pentru conceperea unui MCV cu privire la România, spun așa, Partidul Social-Democrat, hai să o spun pe șleau, din România, reprezintă o cu totul și cu totul altă social-democrație decât cea din țările europene. Da, e o observație bună. Aici aș spune două lucruri. Unu, problema elaborării strategiei social-democrate pentru această epocă se pune și în Europa, și în Germania, care e vârful social-democrației. Și în România se pune peste tot. Deci, toate socialdemocrațiile au de rezolvat o problemă. Reafirmarea valorilor socialdemocrate, valoarea principală aici, să știe bine, este dreptatea socială, reafirmarea ei în contextul creat de globalizare, repet, digitalizare și pot, pot să enumăr încă alte fenomene. Acesta este un aspect. În România, într-adevăr, s-a creat o problemă vis-a-vis -vis de socialdemocrație din două cauze. Unu, îmbogățirea. În România, liderii uh, socialdemocrati s-au îmbogățit. Acum ne place, nu ne place uh, Din dincoace de Iliescu, uh, ceilalți uh, au nu numai vile și cu tare. Socialdemocrat cu vilă nu prea ține. Socialdemocrat care Caută să-și bage copiii, nu știu, oricum, cu orice preț, în orice, cu orice mijloc, nu prea ține. Willy Brandt, să fiu clar, a avut un băiat și nu l-a putut înscrie la universitate, pentru motivul simt că avea note mici, dar nimeni în Germania nu a sărit să facem pe copilul lui Willy Brandt, nu știu ce, nici, nici vorbă. Deci e această îmbogățire peste noapte de multe ori, dar oricum un social democrat, cine e bogat, nicio problemă, dar face liberalism atunci, face ce vrea altceva, dar nu e socialdemocrat, decât într-o formulă, dar în care el e foarte generos și donează lunar zeci de mii de euro, milioane de euro celor nevoiași. Aceasta e una aspect. Și al doilea aspect, sigur, e o chestiune care trenează. Există impresia în Europa la social europeni Că la București s-au făcut schimbări la conducerea de acea democrație, vorba de schimbarea din 2011 sau 2010, s-a făcut printr-un aranjament de culise. Din nefericire se confirmă. Aranjamentul a fost de culise. S-a mai cu întâmplat cu și nu mai la socialdemocrații. Și da, în... da, da, socialdemocrații, încă o ei sunt parti, un partid sau o direcție care ține la valori morale mai mult principial. Liberalii au alte valori la care îi țin. Stau și mă gândesc, domnule ministru, un ministru actual al justiției din România, despre care știm uh, rector de universitate, sigur, uh, judecător la Curtea Constituțională anbuni membru plin al Comisiei de la Veneția versus un fost ministru al justiției. Uh, care, la momentul uh, intrării domniei sale în uh, acel guvern tehnocrat, uh, nu prea avea un CV, nu prea avea o mapă profesională. Uh, și totuși, Și totuși, aceștia încearcă să domine piața. Bine, acum. Uh, și revenim pentru... la meritocrație, din nou. Bineînțeles, pentru că asta e problema. Ea da. s-a încălcat. Mai sigur, nu vreau să. Comentăm uh, guvernul Cioloș, care era o mediocritate în ansamblu și uh, o sumă de mediocritate. Eu mă individuale, gândeam, dar, dar, nu discut. Uh, eu, punctual, la ministru, cele două Ministrul Justiției știm cine era, o, da. o doamnă dintr-un cabinet de la Bruxelles, nu are nici nu pre... Bine, dar Bun. acel personaj poate face Bun. foarte ei, mult rău. Păi Ei fac pentru că, deocamdată, în România, este mobilizarea unor forțe din acestea răzlețe, fără viziuni, dar care sunt foarte avare foarte doritoare să aibă funcții. E o bătălie politică, spus clar, susținută din diferite zone ale societății și nu numai societății, dar sigur, acum apropo de misiul Justiției, spun foarte clar, el are dreptate în tot ce a făcut până la această oră. Sigur, se pot face lucrurile mai repede, sigur, mă o să spunem foarte clar. Înaintea centenarului, e normal ca o țară să facă amnistie și grațiere, dar asta e normal. Noi împiedicăm o treabă firească care, dincolo de disputa partidelor, la un centenar, o națiune. Vă băgați unațiune... într-un mușuroi foarte periculos, domnule ministru. Eu știu, dar păi, acum cine vrea să participe la de decizii sau are o... sau gândește la asta, Știe bine că peste tot se mușuroaie, mai ales la noi se mușuroaie și când nu, când nu e necesar. Când nu e cazul. Când nu e cazul, asta e clar. Deci, sigur, el are dreptate. Părerea mea e că el ar trebui să facă, să dea alt ritm, mai ales că viața de la noi nu e... Timpul totdeauna e foarte zgârcit cu, cu decidenții. dacă Dar, încă o dată, o... Tica mea e că foarte bine că a venit un profesionist. Noi nici -a, lumea nici n-a vrut să intre să vadă ce pregătire au, de fapt, cei care la noi devin ministrul justiției, cum a fost înainte, la care vă referiți, la da. acea doamnă, ce pregătire au alții, ce pregătire are de Procurorul General. Noi vedem bine, ca să citez un jurnalist, să nu mai bat capul, da. el, a, el a spus foarte clar, după o analiză făcută de Serviciile Secrete din România. Notele de 9 și 10 din facultate Sunt arestate de notele de 6, 7 Eventual 8 Cred că vă referiți la domnul Cornel Nistorescu Cred N-a scris el, de... scris <laughs> e în ziarul lui A, da, <laughs> în ziarul lui Pentru că <laughs> se <semunea> mână <laughs> foarte mult în uh, ziarul lui, da, dar n-a scris De data asta, poate că a scris, dar n-am văzut eu uh, Ne aflăm acum cu această înregistrare Înaintea unei noi uh, remanieri guvernamentale Am înțeles că uh, Uh, va fi una masivă. Uh, Bă, a fost chiar aseară în, da, în raport cu un ora la care ne emisiunea. Uh, foarte pe scurt, pentru că suntem chiar la final, uh, la ce să ne așteptăm dacă se va întâmpla această remaniere? Uh, e de bine, e de rău? Uh, merge totul așa cum a fost până acum? Uh, uh, nu cred că la guvern e o indisciplină încât de pildă ținta concretă care e și anume uh, organizarea optimă a președinției României să eșueze. Ei oamenii sunt cel puțin harnici. Poate că n-au o idee dar sunt harnici. Este, și acesta este un merit, firește. Uh, așa că uh, la ce să ne așteptăm? Să ne, o să ne așteptăm, duc, cred eu, la uh, a vedea că ceea ce președintele a spus prin țării, că România nu e pregătită, se va infirma. Și, doi, dacă ați văzut, deja s-a retras treaba, mai ales că ieri la Comisia Europeană s-a declarat că România e pregătită. Deci, pregătirea, atât cât e necesar, e făcută. Nu, nu, eu personal nu, nu mă îndoiesc de aceasta. Problemele sunt altele. Problema în România, problema rămâne în continuare, în esență, o democrație meritocratică. România e plină de confuzie ale valorilor. România este cotropită de un securism care iarăși este foarte dăunător acestei țări. Iar în Europa, sigur, evoluția va fi, trebuie să fie spre o reorganizare tot pe un principiu democratic. Deci trebuie să ne așteptăm Anțe. la aceste evoluții. Nu va fi ușor, trebuie împins spre ele, dar datoria noastră, ca cetățenii, să argumentăm. Un minut ne-a rămas, domnule ministru, da, pentru... Da, un minut, trei cărți aduc în discuție Walter Laqueur The Last Days of Europe, celebrul istoric american de aceste ultimele zile ale Europei. El spune simplu, Europa nu face față problemei imigrației masive și probabil ea va sucomba, spune el, eu nu sunt așa de pesimist sub această cel mai mare gânditor de la o, această oră veșenă, Iugăr Habermas, dă o uh, analiză a Europei, în, în esență pe ideea Europa, dacă, dacă își dă o Constituție, bine uh, salvată și va avea succes, dacă nu își dă Constituția, va plăti costurile. Și, în sfârșit, uh, economistul care a dat Marii Britanii uh, argumente pentru a nu face Brexit-ul, spune clar, uh, acesta e Roger Butl. The trouble with Europe, uh, el spune clar uh, trebuie să vedem dacă nu cumva sunt alternative și uh, cu Brexitul mai ales în domeniul economiei. Cum trebuie spus, Marea Britanie avea oricând Commonwealth-ul ca rezervă și lare, are încât ea nu, să nu ne plângem noi în România de soartă Marei Britanii, se îngrijește ea de ea însăși. Acesta să fie ultimul gând până data viitoare. Mulțumesc și pentru acest dialog, domnule profesor. Până data viitoare, toate cele bune, rămâneți alături de televiziunea română. La revedere!